Hei, bună seara, dragii mei, și în această seară, și în această seară, anculez, ce treacă, cucută, aici, anculez cucută. O să vedeți despre ce este vorba. Dragii mei, după cum știm, noi știm, pentru că știm, da? Și am observat că în România, poliția, Ministerul de Interne, a încercat să servească Biserica Ortodoxă Română, Unino, nino, nino, cu de toate, dar nu știu ce se întâmplă. Îi protejează, polițiștii se supun preoților. Ceva se întâmplă în România. De ce? Eu într-o zi am văzut, adică ieri, alaltieri, am văzut că câțiva preoți, Ministerul ia de să vedem Interne. dacă ne și auzi. Ne auzim. Câțiva preoți făceau o slujbă frumoasă, ce frumoasă, cred că erau vreo, să zic, 10, nu, 5, erau mulți, mulți, da. Se îmbulzeau mulți, 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 la o slujbă. Dar ca să pot să continui discuția asta pe Facebook, că sunt la mine acasă, da? L-am invitat. Pe cine credeți voi? Pe cine credeți voi că invit eu? Pe fratele meu, alb, dublu cetățean român din Chișinău. Este vorba despre Oleg? Da? Brega. Și Brega. Aoleu. Deci fii atent, mi-au spus mulți că tu ești terorizat de ruși. Terorizat, fii atent. Nu, terorizat. Îți dai seama, terorizatule ce ești. Da. Nu sunt, mai degrabă mă terorizează incompetenții, impostorii, agramații și n-am treabă cu rușii, cu românii, cu tătarii. No, nu contează etnia omului, contează cât educație și responsabilitate are. Da, ai văzut că noi suntem cei înjurați dacă ne legăm de preoți și culmea ne înjură cei care se dau credincioși, adică creștini din aceștia, da? Ei încă se dau credincioși și ne înjură. Ți se pare normal? Niște lingușitori speră să se dea bine pe lângă preot, ca preotul să-i pună cuvânt bun pe lângă Dumnezeu, ca să ajungă, dacă nu în rai, măcar pe lângă Sfântul Petru pe acolo, la poartă. Dar ei sunt plătiți din banii publici. Cam ce ai auzit tu? Mă tem că, da, în România, bisericile au oficial bani din bugetul public, dincolo, în Republica Moldova, de unde vin eu. Biserica doar e scutită de impozite și Da. doar neformal așa le se mai dau bani din buget, pe când aici în România preoții, clerul au salarii, inclusiv călugării dacă nu greșesc. Asigur, monahii, călugării, Așadar, starețe. toți ăștia trebuie să fie asimilați cu funcționarii publici și trebuie să avem de la ei exigențe, cerințe ca de la cei plătiți din banii noștri. La fel și locașele de cult care se pare sunt întreținute din bani publici, de parcă biserica n-are destui bani să le întrețină. Uite, le-am pus întrebarea pentru preotul acesta și cu poliția, da? Am pus și la prefectură, am pus și la Consiliul Județean, am pus și la Consiliul Local, am pus peste tot, am pus întrebări, da? Să-mi spună mie câți bani a luat biserica, da? Domnul preot. Bă, da, culme că biserica respectivă a accesat fonduri europene. Îți dai seama? A accesat fonduri. Foarte bine. Ca ONG sau în ce fel, cum așa o instituție, sau poate pentru că e monument de arhitectură și pentru renovarea, reparația unui monument de arhitectură au accesat fonduri europene de la cultură. Da, foarte, nu, de la fonduri europene, la cultură. Așa mă gândesc și eu atunci, dar e un edificiu vechi, de cel puțin 100 de ani și e tratat ca monument de arhitectură și de asta pentru reabilitarea, pentru întreținerea lui, poți să ceri fonduri europene. Deci, dacă ți-aduci aminte, am făcut o filmare acum câțiva ani, da, cu acest preot, unde el nu mai se dă jos din mașină, are telecomandă și îi spune Sfântul Petru, deschideți porțile, că vine cucuta cu sorcova, veselă la cu cucuta la etajul 4. Așa. Dar în ce localitate era? Plăiești? Plăiești? Să trăim, să înflorim și să fim cei mai fericiți că avem preot din ăsta care stătea el în papuci și cu bidoanele alea. L-ai văzut că era cu bidoane din alea așa. El avea, a avut sângele Domnului în bidoane, înțelegi?
culeseseră de la oameni că au donat sângele Domnului. Și eu când am văzut pe creștini, pe oițe, oițele Domnului, s-a adunat oițele, bă, mulți, 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 Mai mulți, mult mulți, mulți. mioare de gen feminin, că nu știu de ce femeile sunt cam discriminate în biserică, dar se duc buluc la biserică. Băi, dar să scăldau, să bălăceau în gălicicuță, era o găleată acolo, da? Băi, și eu am crezut că umblă carcalaci pe acolo. Băi, erau numai carcalaci pe acolo, așa, direct, direct, direct. Păi Și m-am cam văzut umblă, cam umblă. Uite, chiar azi s-a auzit la televizor că o mănăstire a intrat în carantină, pentru că călugării acolo și-au cam transmis unul altuia. Probabil și enoriașilor care vin acolo, după vorba ta, sângele Domnului, pupat icoane, moaște, împărtășanie și tot așa. Și iată, locașele de cult devin focare de COVID. Da, da, să vezi dacă stai bine și te uiți la filmare. Eu am și spus, zic, nu ne îmbolnăvim, ci nu aici sub nicio formă. Deci ei pur și simplu erau inconștienți. Dar n-am avut un interviu mai ieri cu un cadru medical, femeie care a făcut facultate de medicină și spunea, oameni buni, purtați măști că virusul e real. Zic, da, la biserică. Ia uite, se duc și se împărtășesc cu o singură linguriță. A, și nu, ce? Dacă Sfântul Portir, dacă e mare credință, atunci nu-i pericol. Vai de capul meu! Cadrul medical ăsta sau... mironosiță. Deci, hai ca să nu mai ținem oamenii, să vedem ce s-a întâmplat. Poate nu luăm imaginea cu ce s-a întâmplat, da? Referitor la... Începem cu istoric. Știi că aici întotdeauna avem, ia să vedem, un istoric. Background. Adică pot să mă îmbrac în călugăr, să fiu călugăr și să zic că sunt, de fapt, că sunt călugăr și să culeg bani. Chiar dacă sunt cocoș, negru, pot să fac chestia aceasta? De ce nu? Mai ales dacă zici că ăsta e un performance artistic. Când m-am deghizat, na, mai în ajun de Halloween încolo sau la Revelion, zici că asta e costumul meu de bal mascat, și m-am deghizat în călugăr, în pop, în cerșător cu rochie neagră sau aurie. Ninjelău, ninjelău, ninjelău. A fost saltat de poliție, înțelegi? Nu mai e călugăr el acum, nu mai este, nu. A făcut hirotonisirea și apoi caterisirea. Hai să urmărim. Ia să urmărim ca să nu fim, da? Hai, hai. Ia. 21. Viteza internetului. Cerșeală. Mănăstirea s-a duce aută. Cerșiți sau așteptați? Sau cum e? Adică cerșiți sau...